Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat unde povestim de obicei despre parfumuri. Astăzi vreau să vorbim despre noutăți, despre câteva noutăți pe care voi le găsiți în Sephora, dacă vreți să testați. Însă vreau să fac și mențiunea că am testat aceste parfumuri o singură dată. De obicei, ca să mă lămuresc eu așa cu niște parfumuri pe care le testez, trebuie să le testez de mai multe ori. Dar am fost destul de atentă, le-am dat timp, nu le-am testat pe toate odată, le-am pus și pe piele ca să fie treaba și să nu vin aici cu informații eronate. Însă vă recomand ca și voi să testați aceste parfumuri pe care le-am testat eu. Mi-am făcut așa o idee despre ele și vreau să ne și jucăm puțin, adică buy or pass este un trend care se face aici pe YouTube și o să vă spun ce aș cumpăra și ce nu, sau ce m-a dat pe spate, pentru că este un parfum printre acestea pe care, nu, care este în drum spre mine, ca să știți. Haideți să începem. În primul rând, eram foarte curioasă de Libre Flowers and Flames. Îmi place foarte mult denumirea lui. Și avem ca și note lavandă și bergamot în deschidere, în mijloc avem floare de portocal, crin, palmier, lavandă și cocos, iar în bază avem vanilie. Mi-a plăcut foarte mult deschiderea, foarte mult. Mi-am notat aici idei la cald, pentru că au trecut deja câteva zile de când am testat eu parfumurile și am vrut să nu pierd nimic din ce vreau să vă spun. Mi-am notat eu că l-am simțit fructat, proaspăt, luminos, puțin efervescent, în deschidere, frumos. Este vesel, dar se usucă vanilat floral cu floarea asta de portocal și vanilie, lavandă. Deci, în uscare, seamănă destul de mult cu Libra. Adică, dacă îl aveți pe cel original, aș spune că acest Flowers and Flames este perfect pentru vară, deși și Libre, apa de parfum, este un parfum versatil, dar totodată îl văd și pe acesta destul de versatil, adică nu știu ce să zic, dacă e nevoie de ambele în colecție, n-aș zice. Dar mi-a plăcut foarte mult deschiderea. Dacă l-aș avea pe Libre, mi-ar plăcea să-l înlocuiesc cu acesta. E frumos, este un parfum frumos, este elegant, este luminos, este vesel, are o deschidere foarte plăcută. Eu nu mi-am dat seama că are cocos, adică nu l-am simțit așa tropical sau nu, dar oricum trebuie să-l mai testez. În schimb, palmier, da, are ceva fructato, verde, dar foarte plăcut, Deci, Flowers and Flames pentru mine este pas, momentan. Deci nu îl vreau acum în colecție, nu mi s-a pus pata pe el, nu m-a dat pe spate, dar mi-a plăcut și vă recomand să îl testați. Trecem la următorul parfum, care este Rose Petal de la Elizabeth, din gama Girl of Now. Chiar mă întreb ce caută în această gamă, pentru că nu se potrivește absolut deloc și mi se pare cel mai floral și cel mai proaspăt din gamă. Deci este un parfum floral, moscat, cu o deschidere fructată, plăcută. Este frumos, nimic de zis, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate sau că mi l-aș dori. Mi-am notat eu aici că l-am simțit fructat, proaspăt, luminos și piperat, feminin și tineresc în deschidere. Apoi apare trandafirul proaspăt și tânăr. Am văzut că pe Fragrantica este asemănat cu Chloe. Da, pot să zic că este în zona asta de Chloe, cu trandafirul acela tânăr și frumos. dar nu e nimic nou sau deosebit la parfumul acesta. Față de Chloe, acesta este mult mai fructat în deschidere și nu atât de liniar, aș putea să spun. E frumos, sticla este foarte, foarte drăguță. Are piersică, mandarină și piper în deschidere, apoi avem trandafir și magnolie în bază, mosc alb și lemne blonde. Da. Deci nu este ceva ce aș cumpăra, este pas. Un alt parfum care se usucă tot așa cu un trandafir tânăr, este tânăr și proaspăt, este MCM Crush. Doar că acesta are o deschidere delicioasă, trebuie să-l testați. Pentru mine este un pas, dar vă spun despre el pentru că e plăcut și dacă vă place milkshake-ul de căpșuni, eu așa am simțit în deschidere, că miroase a milkshake de căpșuni. Chiar am zis wow, wow! Apoi începe ușor așa să devină floral și proaspăt și până la urmă am simțit tot așa o uscare din asta proaspătă de trandafir. E drăguț, sticluța este foarte, foarte frumoasă, dar pentru mine este pas cu siguranță pentru că nu pot să spun că sunt atât de încântată de parfumurile astea de la MCM. Mai am eu unul, Gentuța Maro, și nu pot să zic că e ceva deosebit și acela este un parfum destul de generic. Și acesta la fel, doar că deschiderea aceea este delicioasă, e super cremoasă și chiar miroase a milkshake, dar sunt destul de scumpe pentru ce oferă, așa că par. Trecem la următorul parfum care este Prada Paradox Virtual Flower. Avem un flanker nou și este un parfum cu flori albe, mosc, citrice. Avem ca și note bergamot în vârf, în mijloc avem iasomie și neroli, iar în bază avem mosc și ambretă. Mie-mi place foarte mult combinația asta de iasomie și neroli sau floare de portocal și neroli mai ales. L-am simțit proaspăt, luminos și dulce în deschidere, vesel. Apoi au apărut florile albe. Mi se pare mai floral față de primul, nu atât de dulce ca și acela, poate o variantă mai de primăvară-vară. Deci este mai floral, este mai proaspăt și acela este fructat în deschidere și nu se îndulcește atât de mult ca și Prada Paradox. Pe Intens nu l-am testat. Este frumos, dar pentru mine momentan este pas. Haideți să trecem și la minunatul Burberry Goddess Intense. Da, el este în drum spre mine și sper să vină pentru că am prins o ofertă și nu știu dacă e chiar reală. Eu sper să fie pentru că mi-a plăcut foarte mult parfumul acesta. Burberry Goddess Intense m-a impresionat așa cum a impresionat și Burberry Goddess când a apărut. Deci la fel a fost. Îl vreau acum. Burberry Goddess este o variantă mai proaspătă, mai versatilă, mai pentru tot anul și are deschiderea aia proaspătă de lavandă. Deci este o frumusețe. Voi știți că mie îmi place Burberry Goddess foarte mult. Nu este un parfum complicat sau nemai întâlnit, dar mi se pare foarte bine echilibrat și este frumos prin simplitatea lui. Și îmi place foarte mult vanilia, dar îmi place și partea aceea proaspătă. Despre Burberry Goddess Intense pot să vă spun că este o variantă mai devreme rece. Îl văd purtat toamna și iarna, îl văd super cozy și nu pot să vă spun exact ce am simțit în deschidere, însă în bază este o combinație de vanilie, oricum ele au mai multe, și Burberry Goddess și acest Burberry Intense au mai multe tipuri de vanilie, sunt foarte nuanțate ambele, așa cu nuanțe de cacao, de mai multe tipuri de vanilie, dar acesta în bază devine mai misterios, mai întunecat, aș putea să spun, și este mai lemnos. Nu știu de ce nu am găsit în note lemn, pentru că sigur aroma asta am mai simțit-o și în alte parfumuri care aveau o bază lemnoasă. Deci în bază, pentru mine parfumul acesta este în primul rând vanilat și dulce. Este o vanilie bogată, dar în background avem niște lemne care ard, dar nu este, deci este puțin afumat, dar nu este o aromă deranjantă sau foarte evidentă. Imaginați-vă o vanilie bogată care, sau hai să vă dau un exemplu. Aveți o lumânare parfumată, toamna, seara, o lumânare parfumată cu vanilie, o lumânare bună, și în spate, în background, arde un șemineu. Deci aroma asta de vanilie bogată, dulce, 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 cu lemnele acelea care ard. Inevitabil m-a dus cu gândul la By the Fireplace. Nici nu voiam să vă menționez asta pentru că nu vreau să asociați parfumul acesta cu By the Fireplace, pentru că în By the Fireplace lemnele acelea sunt în față, deci se simt, sunt mult mai evidente. În Burberry Goddess Intense este doar un iz de lemne arse în toată acea vanilie minunată. Deci este un parfum foarte frumos. Pe de o parte mă bucur că am ocazia să testez multe parfumuri și cred că asta mă și ajută să vin aici cu păreri despre parfumuri. Faptul că am testat și pot să vă spun la ce mă duc cu gândul sau, nu știu, să vă ajut să vă faceți o idee despre parfum. Oricum îl găsiți în Sephora și puteți să îl testați, dar dați-i timp, nu vă gândiți că este ca și primul. V-am zis, primul este o variantă mai luminoasă, mai lejeră, iar acesta este mai misterios și puțin întunecat. O variantă mai devreme rece, mi se pare superb pentru toamnă, deci nu știu. Nu pot să zic că îmi place perioada rece a anului, dar e doar așa de niște momente din asta mai cozy. V-am zis, îmi place foarte mult. Ia să văd eu ce mi-am notat aici acum, ca să nu fi uitat ceva. Am notat că este mai intens, dar mai dark, la fel cu o bază dulce vanilată, parcă lemnoasă, afumată. Mi-am notat că mi-a mirosit și a lemne arse. Cam asta este tot ce mi-am notat eu despre el. Vă recomand cu mare drag să testați Burberry Goddess Intense și atunci când o să vină în colecția mea o să vă povestesc mai multe despre el. Haideți să vorbim și despre ultimul parfum. Este vorba de fapt despre un body mist de la Sol de Janeiro Summer Amor. M-a atras foarte mult sticluța, e foarte colorată. M-aș fi gândit și după denumire și după sticluță că este vorba despre un parfum fructat, dar nu este deloc așa. Este un parfum delicios și foarte bogat. Are ca și note migdale și mandarină. În mijloc avem floare de portocal și orhidee, iar în bază avem zahăr brun, vanilie, ambră și note lemnoase. Dacă v-a plăcut Sol de Janeiro Cheirosa 62 sau 71, pentru că eu cumva îl găsesc în zona celor două, cumva la mijloc. E dulce migdalat, este nati. Am simțit o aromă de unde arahide. E dulce, e prăjituros, e delicios, este dens. Nu știu exact cum se usucă el, dar e delicios, mi-a plăcut foarte mult. Deci dacă v-a plăcut, 62 și 71 sunt preferatele mele, cele două. Dar uite, l-aș lua și pe acesta în colecție. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta și v-am lămurit cât de cât. Voiam neapărat să vă povestesc despre Burberry Goddess Intense, dar și despre Libre Flowers and Flames. Poate vă interesează și despre Summer Amor de la Sol de Janeiro. Aceste trei parfumuri sunt buy pentru mine, adică le-aș cumpăra, le am în vedere pe viitor. Restul parfumurilor sunt așa feminine, pink, drăguțe, fructate, florale, luminoase, dar mai am în colecție parfumuri de genul acesta, deci nu le-aș cumpăra. Nu le-aș cumpăra acum, nu știu, poate pe viitor o să vedeți unul dintre ele la mine. Nu sunt parfumuri care să-mi displacă, dar nici nu mă dau pe spate, cam asta vreau să zic. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să împărtășiți cu prietenii voștri, pentru că asta mă ajută foarte mult să ajungă clipurile mele la cât mai multe persoane. Apoi, dacă doriți să deveniți membri, aveți acolo un buton de alătură-te și vă puteți alege unul dintre cele 4 abonamente. Orice abonament alegeți, veți primi același conținut suplimentar. Acolo vă ajut să vă alegeți parfumul perfect sau să cumpărați parfumuri la cele mai bune prețuri. Vin acolo cu rarități, cu niște chestii foarte interesante, vă promit eu. Ne vedem în curând cu un video nou. Să aveți o zi minunată. V-am pupat. Pa, pa!